Zoe Trahanache, soția lui Zaharia Trahanache, unul din cei mai importanți politicieni din zonă și președintele mai multor comitete și comiții, pierde o scrisoare de dragoste primită de la Ștefan Tipătescu, care era amantul ei. Practic, Tipătescu și Trahanache erau șogori, dar unul din ei nu știa asta. Scrisoarea este găsită întâmplător de cetățeanul turmentat, de la care o ia Naica Țavencu, ca să o folosească pentru a șantaja rivalii. Prefectul Ștefan Tipătescu află de la jandarmul Pristanda, care ascultase pe ascuns conversațiile din casa lui Naica Țavencu, dușmanul politic al acestuia, care are scrisoarea pierdută. Nemernicul de Țavencu voia să publice scrisoarea în ziarul său de scandal, Râgnetul Carpaților, pentru a-l șantaja pe Tipătescu, dorind să obțină un avantaj în alegeri. După ce încearcă degeaba să facă rost de scrisoare, Tipătescu se lasă convins de Zoe să susțină candidatura lui Țavencu. Oricum, Zaharia Trahanache crede că scrisoarea este o plastografie grosolană, adică un fake, și nu bănuiește nimic despre relația dintre soția sa și Tipătescu, dar tot vrea să-i facă zilele fripte lui Țavencu și găsește dovada unei mânării făcute de acesta mai de mult. Farfurii și Brânzovenescu, cuplul de dobitoci ce reprezintă punctul comic al piesei, îi spun lui Trahanache că ei consideră că Tipătescu e un trădător. Trădare să fie dacă o cer interesele partidului. Dar să o știm și noi. Țavencu este arestat de Pristanda, care îl interoghează pentru a afla detalii despre scrisoare, deși acesta spune că va vorbi doar cu Zoe. Țavencu este în final eliberat. Cele două tabere ale aceluiași partid politic, Farfuridi și Țavencu, își susțin discursurile. Punctul culminant este atins atunci când la mijloc este impus drept candidat Agamemnon Dandanache, care era mai ipocrit și corupt decât celelalte tabere la un loc. Între susținătorii partidelor se pornește o încăierare din cauza faptului că a fost propus un nou candidat. Țavencu pierde pălăria în care păstra scrisoarea pierdută. Găsită din nou de către cetățeanul turmentat, ea este livrată în final la destinatarul său, adică la Zoe. Agamemnon Dandanache devine noul președinte al partidului politic. Țavencu pierde șansa de a mai fi desemnat candidat și riscă să fie răspunzător pentru scrisoarea falsă descoperită de Trahanache și acceptă pedeapsa impusă de Zoe, aceea de a conduce manifestația publică pentru sărbătorirea victoriei lui Agamemnon Dandanache. Bună seara! Am terminat episodul ăsta, l-am postat de 2 luni. La sfârșitul episodului trecut am zis cu Lucian că ne revedem în 3 luni. V-am păcălit, a revenit în 2. Comentariul săptămânii. Momentul de lene să-l fac tu, oameni. Îți dăm ne zici nouă să-ți dăm un comentariu random. Păi eu am de unde să arăt, am un pișpel. Păi pui asta în loc de comentariu respectiv. Bine! Da, deci dacă mi-a întrebat de cine comentariu special, mi-e foarte lene și nu o să-l punem. Și e mai amuzant asta decât. Dar poate o să-l mai pun mai încolo, așa că nu ezitați să lăsați căcatul în comentarii. Eu am fost Robe, au fost prietenii mei, Zino și Opri. Cam atât cu video-ul ăsta, v-am pupat, salut!